la prestația de SEO ca la optimizarea propriu-zisă, pentru că se poate gândi la audit ca integrat într-o prestație de SEO. Ei bine, eu m-am gândit la prestația de SEO la optimizarea propriu-zisă. Și atunci am pus și titlul acela în paranteză, este nevoie de audit înaintea optimizării propriu-zise ca să nu se înțeleagă greșit. Doi de ăsta? De... Nu, poți să... Hai, lasă, domnul. Înțelează și asta, să știi. Dar trebuie să ai răbdare, cred. Hai, bac, 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 jos, jos. Nu mai, lasă, domnul. Puțin mai mic. Am zis să nu păstrez misterul până la sfârșit, să dau răspunsurile încă de la început. Răspunsul este da, din punctul meu de vedere și din punctul oamenilor care lucrează cu mine. Răspunsul este da, este nevoie de consultanță înaintea începerii unei prestații de SEO. Este nevoie de consultanță chiar și înainte de audit. Este nevoie de consultanță pentru încă din faza de creare a unui site, pentru a putea dezvolta ulterior și a include într-un site elementele necesare pentru optimizare și implicit pentru poziționarea site-ului. Am pus acolo și câțiva de nu, pentru că sunt destui clienți care cred că site-ul lor este ok și că este bine făcut și că nu are nevoie de nicio modificare, dar pe care vor rezultate. Și am mai atribuit un nu site-urilor făcute de noi în intern, care din start nu au nevoie de audit, pentru că sunt construite pe o platformă de SEO cu releuri ok și care, na, nu mai ai nevoie de audit, poți să începi lucru direct pe site, optimizarea propriu-zis. În rest, răspunsul e da. Sunt... Ionut, te rog. Vrei să mă plec? Tot ce am scris despre audit este scris pe scurt, în câteva idei principale, pentru că dacă aș fi ales să vorbesc pe larg despre asta, ar fi trebuit să fac o prezentare doar despre cum să creezi și să realizezi un audit SEO. Inițial văzusem un mail-ul de la Olivian că și alesese el subiectul ăsta și am crezut că o să ne completăm cumva și o să mă ajute el cu detalii, dar pentru că s-a renunțat ulterior la prezentare, am să includ eu și câteva elemente despre un audit SEO, dar niște elemente de bază, adică nu vreau să intru în detalii, aș putea să o fac, numai că nu cred că mesajul meu era altul pentru prezentarea asta, așa nu să descriu cum se realizează și cum se face un audit. Dar principalele motive pentru care ar fi bine să realizați un audit SEO înainte să vă apucați de optimizarea propriu-zisă a site-ului. În primul rând, evaluează printr-un audit, poți să evaluezi potențialul de optimizare al unui site. Dacă care sunt probleme, să identifici problemele, factorii care blochează optimizarea, ce trebuie să faci pentru și ce trebuie și soluții pentru rezolvarea acestor probleme. Cred că este foarte important de la început să faci asta de la început pentru a putea parcurge etapele care urmează fără întreruperi. O să vorbesc despre asta mai târziu. După, am zis, depistarea factorilor blocanți, adică ce trebuie înlăturat. Tot acum poți să-ți dai seama, identificând problemele din site, ce trebuie făcut ulterior, care este baza strategie, un fel de plan a ceea ce urmează după realizarea acestui audit. Soluții, v-am spus, și ajută la o bună estimare a costurilor. De ce spun asta? Imediat. De ce spun asta pentru costuri? Te ajută să vezi cât trebuie să investești în site-ul tău, pe lângă prestația de SEO pe care ai cumpărat-o, optimizarea propriu-zisă, și ce trebuie, ce modificări mai implică site-ul tău. Dacă ai lucrat cu un webmaster sau dacă lucrezi cu o firmă, toate aceste lucruri trebuie plătite. Dacă n-ai dezvoltat tu singur site-ul și poți să-l modifici singur, atunci toate lucrurile astea trebuie plătite. Și deci poți să-ți estimezi cât trebuie să mai investești pe lângă ce ai plătit sau dacă ai plătit pentru optimizare, ce trebuie să mai investești pe lângă. Da, Olivia. Când vinzi audit, e bine să vinzi
ce e acolo și asta se întâlnește de obicei prin audit, e identificarea de probleme și rezolvarea lor. Da. Ce ar putea să mai fie util ar fi generare de idei. Ce altceva aș putea eu să fac cu site-ul meu ca să fac să fie ceva nou, da? Să fie consultanță, pentru a pe altă zonă, dar eu nu decât rezolvare de probleme, ci identificarea de oportunități. Da. Eu m-am gândit mai mult din punct de vedere tehnic. Când m-am gândit la audit, m-am gândit mai mult din punct de vedere tehnic. Așa cum am spus, am introdus, pentru că am văzut că Olivia nu mai face prezentarea cu auditul, am introdus și cât elementele de bază care trebuie văzute într-un audit, dar sunt pe scurt, o să vorbesc puțin despre fiecare liniuță în parte la ce m-am gândit când am zis asta, dar nu voi intra în detalii pentru că durează mult prea mult. Am zis o analiză a site-ului în prezent, adică care e situația site-ului, site-ul e indexat, nu e indexat, are poziții, nu are poziții. Site usability, sună cam urât în română uzabilitatea site-ului, așa. Bai, uite, dar nu prea se folosește. Așa că, dar nu se pune acolo, ne-a promos în româncă și am pus și în paranteză site usability. Adică asta poate fi mai mult pe partea de user, adică mai mult pe partea de utilizator. Aici poți să analizezi elemente de vizuale, elemente de design, poți să analizezi structura site-ului, cum este structura site-ului, dacă e ușor de folosit. Poți să analizezi, nu știu, dacă există pagină customizată de 404 care să-i arate utilizatorului că pagina respectivă nu există. La accesibilitate și indexare sunt foarte multe lucruri care trebuie luate în calcul. Sunt toți factorii care ar putea să blocheze optimizarea de după, care blochează indexarea, care blochează trecerea roboților pe site. Aici, nu știu, e flash-ul, e frame-ul, sunt cookie-urile, sunt pagini care necesită login, pot să analizez site-ul și din contul de Google Webmaster Tool să intri să vezi exact cum vede robotul, să verifici robot TXT, să nu există vreo limită de acolo. Sunt foarte multe. De URL-uri și de redirectări este analiza formei URL-urilor, dacă sunt SEO-friendly, dacă sunt să declar URL-urile canonice, varianta cu www, fără www, dacă există redirecționări, dacă sunt corect făcute în site. Sunt și aici foarte multe aspecte. Meta-tagurile, folosirea lor, dacă sunt folosite corect și dacă sunt folosite, în primul rând. Și dacă ai unde să le pui, bine, am vorbesc de asta mai târziu. Conținutul la fel, dacă sunt folosite cuvinte cheie, tagurile de formatare. Avem întrebări. Hai să trecem un pic mai ușor, că există, am aflat în pauză, există două grupuri. Grupul celor care sunt începători și grupul celor care sunt avansați. Și discuția am înțeles că e undeva la mijloc și atunci ar trebui să dăm celor avansați, nu o să le dăm așa multă atenție, o să dăm mai multă atenție celor mai la început de drum. Și atunci, întrebările voastre chiar vreau să le răspundem. Întrebările. Meta-tagurile. A vorbit și înainte de ele. Este title-ul, cel care se afișează, toate aceste detalii sunt în principal afișate în codul sursă, acela care aveți click dreapta, view source, sunt importante pentru motoarele de căutare, dar sunt afișate și direct în rezultate. În momentul în care cauți după un cuvânt, se afișează niște rezultate, dar rezultatele sunt sub forma unui titlu, în albastru de obicei, ăla-i title-ul, meta-title-ul care îl creezi, și descrierea, o descriere scurtă de două rânduri, care reprezintă meta description. Acestea sunt meta tagurile vizual și care contează foarte mult, că fac parte din codul la sursă pe care îl analizează roboții. Ok? Și altele, mai sunt și altele. Da, sunt... deci conținutul, ajunsesem la conținut, analiza de folosire de cuvinte, de taguri, de formatare, sunt... Aici conținutul este foarte important, trebuie analizat cum trebuie, dar
pentru folosirea de cuvinte cheie, cum se folosește. Noi avem un studiu separat, nu-l includem în audit, facem separat analiza conținutului și analiza cuvintelor cheie pe care le furnizăm pentru o prestație. La imagini tot la fel, trebuie o analiză, folosirea alturilor pentru imagini. Alturile înseamnă un text alternativ. Un text alternativ. Roboții motoarelor de căutare nu știu să citească imaginile și atunci înțeleg ce cuprinde o imagine citind acest text alternativ. Title-urile care la fel sunt importante. Asta depinde de platforma pe care construi site-ul. De obicei, ar trebui să ai un câmp separat în care poți să-l, ori să se preia automat după numele pe care îl dai imaginii pe care ai încărcat-o, ori să-l creezi, să-l scrii manual în câmpul respectiv. Numele imaginii, tot la fel, este foarte important. E bine să folosești, spre exemplu, dacă că revin la exemplu cu macaroane, dacă ai o poză cu macaroane, e bine să o numești macaroane și să pui un alt. Și nu poză 1 sau poză 2? Linkurile la fel, interne și externe. Revenim la... Da, necesită o analiză tot la fel amănunțită, pentru că după meta-tag-uri, conținut și linkurile reprezintă unul din factorii importanți pentru SEO. Numele de domeniu tot la fel, da. Ceva la partea de linkuri interne și externe, în momentul când eu fac un audit, eu acord o atenție foarte mare distribuției linkurilor în interiorul site-ului, pentru că de foarte multe ori am sesizat că înainte chiar de indexarea indexului se indexează pagina de contact. Pentru ce, de ce se indexează pagina de contact? Pentru că pe absolut toate paginile site-ului există un link către pagina de contact. Și în ghidul Google, nu știu dacă l-ați citit, ați face bine să-l citiți, pentru că conține foarte multe chestii mici, dar care pot fi interpretate, spune așa, o pagină este importantă prin prisma numărului de linkuri interne care duc către ea. Cu cât numărul de linkuri interne este mai mare, înseamnă că pagina este mai importantă în site-ul dumneavoastră. Nu înseamnă, nu, prin definiție, homepage-ul este cea mai importantă pagină din site, el este considerat ca fiind important numai prin faptul că logic ar fi ca toate paginile care vin de sub să trimită un link către home. Dar în momentul în care pagina de contact reiese înaintea indexului, asta vrea să spună că pur și simplu pagina de contact primește mai multe linkuri decât home. Deci este foarte important să aveți în vedere redistribuirea linkurilor în interiorul site-ului și să stabiliți încă de la început care sunt paginile importante în site-ul dumneavoastră. Să spunem că, de obicei, paginile de categorii sunt foarte importante. Este foarte bine ca toate paginile de subcategorii să trimită către categoria principală. O să vedem asta în arhitectura conținutului, o prezentare pe care o să fac Cristian Filimon. Care o să vorbească despre arhitectura conținutului și despre cum să construiește din prisma arhitecturii informaționale într-un site. Deci o să vorbim atunci mai mult și atunci o să chiar te rog să aduci completările astea. Oricum, concluzia este, din punctul nostru de vedere, că sunt importante atât linkurile interne cât și cele externe. Trebuie să te concentrezi pe construcția și modul de construire al amândurora. Nu, da, poate în anumite cazuri sunt mai importante externe, dar e bine să te concentrezi pe amândouă, și pe interne și pe externe. Până la urmă, circulă vorba că un link care vine către site-ul tău este ca un vot. Adică vot de încredere, vot de încredere, da. Te recomand. E ca în viața de zi cu zi, când recomanzi pe cineva, așa sunt linkurile astea, reprezintă linkul. Deși în intern, dacă îți recomanzi o pagină, înseamnă că pagina ce e importantă. Și în extern merge același principiu. Revin la numele de domeniu, se discuta și despre asta mai devreme. IP-ul, cum e găzduit, cât este de vechi, tot la fel. Trebuie analizate toate aceste aspecte și validarea codului HTML. Hai să nu trecem peste asta repede, validarea. Nu, eu aș intra în detalii pentru fiecare amănunt. Am foarte multe lucruri să vă spun, dar v-am spus, scopul prezentării acesteia este de a trage un semnal de alarmă
pentru necesitatea consultanței înaintea unei începerii unei prestații de SEO. Nu este să prezint, dacă vrei eu nu, pot să detaliez fiecare aspect, să vorbesc o jumătate de oră despre fiecare în parte. Doar să, e destul de clar, nu cred că sunt nereguli, doar că ne lămurim doar la chestia asta cu validarea codului, aș adăuga că există un World Wide Consortium, da? World Wide Web Consortium, V3C, da? Care stabilește niște standarde la nivel de programare a codului, de forma codului, și aceste standarde sunt aplicate și luate în considerare de către motorul de căutare în momentul indexării. Asta e un lucru mai tehnic, dar ca să nu fie doar validarea codului HTML... Explicam eu acum ceva, da? Ok. Dacă ai vrut tu. Ideal e să nu existe erori în acestea de cod. Sunt destul de puține site-uri care să fie perfecte. Nu, și noi avem cazuri, dar în general... Nu, să poate să nu. În general sunt destul de multe erori de cod. Ideal este să ai un site fără erori de cod. Vrem să vă contrazic, nu știu dacă am dreptate sau nu. A fost chiar o dezbatere acum mai mult timp despre importanța acestei validări din partea lui Google. Părerea mea este că nu neapărat este un criteriu care penalizează un site în rezultatele motoarelor, în pozițiile unui site în rezultatele motoarelor de căutare. Google spune că este bine pentru utilizatori ca site-ul să respecte anumite reguli de ergonomie, de navigare în interiorul site-ului. Hai să nu dezmințim faptul că validarea V3C e bună. Las-o așa. Da, da, da. E foarte bună, dar e total neimportant. Exact. Nu, ascultă, Ionuț. Deci, știu ce ziceți amândoi. Știu teoria ta vis-a-vis de asta ce ne-am luat. Și nu mai poți tu să vin site-uri dacă... Este un criteriu de calitate, dar nu influențează poziționarea unui site. Ce vreau să spun e un avantaj tău. Validarea V3C este foarte importantă la anumite criterii. Deci ca motor de căutare să navigheze. Deci, pentru asta contează foarte mult. Și pentru... Da? Depinde care sunt erorile detectate. Sunt unele erori care fac ca spiderii să se blocheze foarte mult. Exact. Și dacă ai rezolvat problemele alea, faptul că poate uneori n-ai pus title-ul sau altul sau n-ai închis foarte bine nu știu ce tag, poate să fie mai puțin important, dar optim ar fi, noi facem SEO, optimizare, ar fi optim să faci site-ul V3C, dar e mai puțin important. La urmă nici Google nu trece acest test. Trebuie decât să evaluăm diferitele ponturi pe care acest validator ni le oferă, să vedem cât de grave sunt. El chiar specifică care este gravitatea problemei detectate. Putem rezolva problemele grave și lăsa celelalte și nu o să avem nicio problemă. Nu trebuie să fim obsedați că avem 30 de greșeli în validator. Apropo, vreau să zic eu. Nu mai zic nimic, gata, e ok. Hai. Ce vă pot spune este că din factorii aceștia enumerați sunt unii mai importanți și unii mai puțin importanți. Ideal ar fi ca site-ul să fie fără greșeli, să nu fie, să n-aibă factorii care blochează flash, să nu, acum cât de important, asta este o altă discuție. E bine să ai un site valid, dar cât de mult contează, cum e bine să ai title la link-uri pentru utilizator, cum e bine, cum nu influențează design-ul, dar contează pentru utilizator. Așa că depinde de gradul de importanță. Toți factorii sunt importanți. Mai mult sau mai puțin? Pe microfon, pe care microfon? Vreau să spun că mai nou un alt element pe care Google ține cont e page speed-ul. Da. Deci eu am pus elemente de bază. Sunt foarte multe, mult mai multe peste lucruri. Peste 350 care... în cele știute, așa, cele marcate, care trebuie analizate. Deci n-are sens. Deci asta chiar este subiectul unei alte prezentări. Poți să vorbești despre fiecare în parte, să intri mult mai multe detalii. Sunt foarte, foarte multe de lucruri de analizat la un site. Eu trec mai departe. Situații fără, aici am pus situații fără ieșire cu semnul întrebării, adică dacă sunt chiar situații fără ieșire, sunt situații cu care ne-am confruntat noi, adică
Da, adică situații care nu ne-au permis o avansare pe proiect. Ne-am blocat la un moment dat și n-am putut să mai avansăm. Lucru neplăcut atât pentru noi, dar mai mult pentru clienți care plătiseră pentru o prestație și care nu au putut să aibă prestația așa cum trebuia să o aibă, dar nu din vina noastră, ci din vina lor și din vina factorilor care au intervenit pe parcurs. Una din situațiile cu care ne-am confruntat au fost situații în care clienții nu aveau site-urile dezvoltate pe platformă care să permită optimizarea. Adică site-uri dezvoltate pe platforme care nu permitau introducerea de metataguri, care nu permitau editarea de conținut, care nu permitau, nu știu, editarea de imagini și multe altele pe lângă. În momentul respectiv a trebuit ori să revină către noi și noi să intervenim asupra site-ului, dar asta înseamnă costuri suplimentare, ori să revină către webmaster, tot la fel, înseamnă costuri suplimentare, costuri pe care poate ei nu le alocaseră prestației sau proiectului de la început. Și atunci am rămas în imposibilitatea de a introduce elementele pe care noi le lucrasem pe site-ul respectiv și ne-am blocat. Dacă ei ar fi ales să facă întâi un audit sau să măcar o consultanță, să analizăm un pic site-ul, nu ne-am mai fi lovit de această problemă. Am fi știut de la început, el putea să estimeze. Am întrebat. Adică v-ați apucat de scrierea metatagurilor, scrierilor, fără să faceți voi minim audit? Nu, hai să spun. La noi sunt două chestii. Sunt prestații de SEO propriu-zise, de optimizare, asta am spus, de optimizare propriu-zisă, în care clienții cumpără analiza de cuvinte cheie, optimizările, redactare de conținut, etc., etc. Deci au posibilitatea să nu aleagă opțiunea de audit sau să revină către noi și să ne spună site-ul e ok, se poate face, am vorbit crina la vânzare, tot timpul pune niște întrebări. Eu întrebări care... Deci noi analizăm site-ul, nu e vorba că nu analizăm. Se schimbă. Adică nu vreau să fac implementarea de optimizări, dar nu vreau să obligăm clienții, băi, plătește la ISO să-ți se implementeze. Asta e ideea. Deci eu vin la voi, vă zic scrieți-mi metataguri. Nu zici scrieți-mi metataguri. Vreau prestație de SEO. Noi ne uităm pe site. Da. Prestație de SEO. Voi o prestați? Noi ne uităm pe site inițial. Deci, noi ne uităm pe site inițial. Să vedem dacă site-ul respectiv poate să... Dacă are cod, dacă e scris, dacă nu știu ce la asta, adică, și începe să lucrezi. Înțelegi? Noi analizăm site-ul. Numai că, dacă site-ul nu e făcut pe platformă, ca să-l facem noi, trebuie să ne mai dea niște bani. Și sunt clienți care zic, da, e ok. Site-ul meu e pe platformă, merită, poate permite introducerea și de mine. Da. Așa? Și după, când suntem la punctul respectiv de introducere, vedem că, de fapt, nu se poate. Și asta înseamnă niște costuri în plus. Dacă ei ar, de la început, ar, că ei nu plătesc, practic, pentru asta către noi. Noi facem chestia asta gratuit. În mod normal, dacă ar fi ales să facă un audit, ar trebui să plătească în plus. Asta e ideea. Deci problema e că voi faceți auditul, dar faceți gratis ca să vă ajungeți la ceva. Nu, facem la un nivel basic, un audit la nivel basic, făcut gratuit. Dar... Nu, nu e vorba că nu avem cui. E alegerea ta. Dacă tu ca și client vii către mine și nu vrei să plătești un audit, e alegerea ta asta. Deci, uite... Cu auditul înainte, dar nu... Nu știu cum să zic. Foarte mult. De ce? Pentru că inițial, așa am gândit-o și noi, includem auditul în prestația de optimizare. Da. Se alocă foarte mult timp. Cert este că 99,9% din toate site-urile care ajung la noi au probleme pe structură de cod, pe structură de implementare, pe optimizare on page. Cine face și site-uri și SEO își dă seama că ceea ce spun eu este adevărat. Dar, pe de altă parte, noi mergem pe un principiu, cel puțin eu. Nu vreau să încarc costurile dacă nu ai nevoie. Spre exemplu, eu lui Ionuț acum
n-are sens să-i spun, hai să-ți fac un audit, pentru că știe și singur să-și o facă. Deci, depinde și de... Deci, n-are sens să încarc costurile, neapărat. Poate tu își dai seama de problemele pe care le ai, le repar și iei de la mine doar prestația de optimizare on-page, off-page și toate cele care necesită operațiuni extrem de personalizate. Pentru că cu toții de aici facem SEO, să zicem o parte din noi, exceptând cei care nu fac asta, bineînțeles, dar, logic, dar într-un fel facem noi, într-un fel faceți voi, adică cel puțin așa consider. Fiecare face în felul lui, important este să ajungă la rezultatul corect. Mai departe, lucruri care nu țin, care nu trebuie neapărat să le pune în contractul inițial, nu are sens. Deci o să le... Noi ținem cu clienții, adică. Da, ideea e că important este să minimizezi costurile, dar pe de altă parte, toți clienții sunt informați de la început că au anumiți factori care blochează. Ulterior ne-am întâlnit cu situația, și o să spună Diana mai încolo, în care terța parte, care se zice că nu le implementează cu noi, implementează cu alte, cei care au organizat cu webmasterul, webmasterul nu mai face. Și atunci... Eu nu pot să mă duc peste el să-i spun, băi, ai făcut. Nu, am făcut și asta. Eu am un client cu care comunic în fiecare zi cu webmasterul. Cum mai este site-ul? Ce mi-ai făcut? Dacă adică... Adică niște chestii care unde faci, că toată lumea vrea să meargă bine prestația. Am clienți pe care îi sun eu de la vânzări, săptămânal, și ai implementat optimizările, ai făcut. Nu, de ce am întrebat? Nu pentru că eu, spre exemplu, cum mă duc la client și propun servicii de SEO, nu ne apucăm de lucru pe nimic pe partea de SEO până nu avem acces la cod și la partea de administrare. Și toți îți dau acces la partea de cod și la partea de administrare? Nu neapărat în mod direct, la modul ia pe e-mail userul și parola și pe ce vrei, cât mergem noi cu un tehnic acolo, care se uită pe cod și pe la locația clientului cu departamentul de IT, cu semnarea unui non-disclosure agreement, deci se poate face. Noi avem clienți în toată țara. Și e, cred că e un puțin mai complicat să iei un om să faci o excursie până la Sibiu ca să vadă un site, să vadă codul sursă și sunt multe alte, fiecare e liber să aleagă prestația sau să facă SEO așa cum vrea. Asta e, ideea noastră de bază este, a fost, și o să fie, exact cum a spus Crina, sunt clienți care au site-uri ok și pentru care nu are rost să vindem audit. Și atunci, noi facem... Cât de cât. Site-uri ok, care să permită... 5% să zicem că se descurcă, să repede. Și atunci n-are rost să le mai vindem audit, când putem să începem SEO, direct SEO. Mă rog, am zis și de la început. 95% din cazuri nu e nevoie de audit înainte de prestarea serviciului. În 95%... Deci, sunt unele site-uri, poate fi și unul, care are 95% din elementele SEO, dar sunt 99% foarte mulți care asta... nu au un site să optimizezi un site pe Google Rom este atât de greu ca și cum ai vrea să optimizezi un site pe piața din Franța, de exemplu. Nu sunt atât de multe eforturi de a optimiza momentan un site pe Google Rom. Deci chiar dacă sunt anumiți factori blocanți, ca de exemplu personalizarea paginii 404, nu este, este un factor pe care poți să-l ameliorezi la un site, dar nu este o frână neapărat în optimizarea unui site. Deci putem începe o campanie SEO pe un site fără audit pentru Google Raw, pentru că acum am început să mix. Am lucrat foarte mult pe Franța și când vorbesc de domeniul acesta am vin numai cuvintele în franceză și de-aia am probleme puțin de exprimare, chiar dacă pare ciudat, dar asta este. Și, deci pentru Google Raw, momentan, acum nu facem foarte multe eforturi. Numai atunci când personalizăm metatagurile, deja vedem efectele, rezultatele Google. Deci nu este atât de greu. Optimizarea, te referi la optimizarea site-ului, te referi doar la optimizarea site-ului sau și extern? Adică hai să spun eu asta. Până la urmă, un asta. Site optimizat pentru România perfect e același site optimizat și pentru Franța perfect. Diferența de ranking
e în numărul de link-uri care le aduci către site. Nu, hai să vorbim de calitatea... Conținutul, îți dai seama că e doar cum să ranchezi un site în română, Franța. Nu vorbeam, era vorba de faptul că în Franța este mult, este... Exact, este... Site-urile sunt mult mai bune pe franceză, concurența este mult mai mare pe piața din Franța. Dar spun că on page, adică site-ul, pur și simplu, fără să ne referim la aducerea din... Nici la content building, nici la content. Nici la construcție, pentru că dacă tu îl iei pe ăla, trebuie să începi să dezvolți conținut. Dacă faci un site, aici poate fi diferența. Dacă faci un, ca să optimizezi cu aceeași listă de cuvinte cheie în Franța, trebuie să ai un site cu un volum mai mare de pagini, conținut mai mare, să ai link-uri interne pe alea și ca să ai link-uri interne și mai mult, tot pe conținutul la mai mare. Pentru că e mai ușor la noi. Dar același site în limba română care merge pe link și același site în limba franceză care merge pe aceeași nișă în Franța. Există o limită maximă care poate să fie de, să spunem, optimizarea on site, pentru că poți să faci un link perfect, de mult conținut de calitate în ambele zone. Și diferența de ranking, eu zic că dificultate e în numărul extern de link-uri pe care trebuie să le aduci. Nu, și în dimensiunea conținutului să ai. Același conținut. Păi n-ai cum să ai același conținut, pentru că nu ranchezi, nu te ajută să te poziționezi. Cred că mergem un pic cam departe. Ceea ce vreau eu să spun era faptul că în Franța calitatea, adică sunt foarte multe site-uri care sunt foarte bine făcute, concurența este mult mai mare. Pentru Google RAW, deja dacă analizăm rezultatele care sunt afișate pe domeniile, de exemplu, luăm imobiliar, chiar dacă să zicem că este singurul domeniu care e concurențial în România, deja dacă urmărim site-urile care sunt afișate în paginile de rezultate, sunt mediocre. Deci putem să facem SEO și fără audit pe piața din Franța, este imposibil să faci momentan SEO fără să elimini absolut toate frânele tehnice aferente site-ului. Este imposibil, vă spun că lucrez de 2 ani pe piața din Franța și în Franța chiar este imposibil. Tot ajungi la un nivel maxim de optimizare a homepage. Da, bineînțeles. Și după aceea completez cu link-ul extern, deci trebuie făcute amândouă. De asta zic că acolo e dificultatea, pentru că sunt foarte mulți care într-adevăr au optimizat foarte bine site-ul. Da, exact, exact. Și ceva trebuie să facă diferența. Partea de link-ul. Bineînțeles. Conținut, pertinența conținutului care se află pe pagine și toate. Cum ați spus, că e viitorul comun la care ai venit și după aia face data de dezvolți, când dezvolți conținut nou, ca să-i dai mai mult șansă. Da. Deci mai mult fix. Să dezvolți site-ul în permanență. Să lucrurile link-uri externe, să mă faci oricum. Eu vreau doar să subliniez faptul că pe piața din România nu, momentan, nu este 100% nevoie de un audit. Chiar dacă e bine să-l faci. E bine, dar e bine să-l faci. Are concluziu. Da. Pentru că răspunsul la omul de la ce faci. Da, dar de ce am dat răspunsul ăsta? Asta e imposibilitatea de a implementa exact de ce v-am vorbit mai devreme, că ne lovim. Eu cred că merge. Da? E ok. Ne-am lovit de problemele de care spunea și Crina mai devreme. Am avut colaborări cu webmaster care pur și simplu s-au blocat la un moment dat și care au avut nevoie ori de ajutor, ori pur și simplu nu își dădeau interesul care trebuia alocat. Situații fără ieșire, modificarea frecventă a elementelor SEO furnizate. Ce se întâmplă? Avem clienți care, în momentul în care noi le-am furnizat elementele, totul este ok, toate modificările au fost făcute, se gândesc ei că parcă mai bine arată title-ul ăla cu nu știu cu cheie, că parcă mai bine punem nu știu ce alias în URL care transformă cu totul URL-ul, că mai bine modificăm conținutul și punem o groază de culori și o groază de alte elemente. Da, mai bine ștergem pagina cu totul, că nu ne mai interesează. Cea mai tare fază a fost când un client de-al nostru și-a dat site-ul jos de pe server și a plecat în vacanță. Chiar vrei să putească postinga? Corect! Dar poate l-a luat cu el,
într-adevăr. Cât de tare e asta. Deci nu sperați din cap și nu. Da, cam despre asta este vorba. Și atunci, trebuie să, în unele situații, în unele situații am avut penalizări, adică a dispărut site-ul cu totul din cauza modificărilor pe care le-au făcut și a trebuit să o luăm de la zero. Pentru mine, este că toate sunt cu semnul întrebării situații fără ieșire, dar a fost o situație în care a trebuit să o iau de la capăt. Adică era toată munca, s-a dus papa sâmbete, i-a trebuit să o luăm de la zero, că site-ul ori nu mai era accesibil și s-a terminat cu totul, ori nu mai avea elementele care erau la început și tot acolo a fost penalizat și a trebuit să o luăm de la capăt. M-am gândit, chiar acum studiam și m-am gândit la o soluție pentru cum putem să evităm situația de ciudate așa în care clienții ajung să facă, să facă asemenea acte, asemenea lucruri. Putem să tocmai ce facem noi aici, tocmai asta facem, încercăm să-i învățăm pe câțiva care să învețe la rândul lor să le explice altora și tot așa. Și acum putem să avem și un exercițiu. Cei care ar fi interesați, la modul general, facem un sondaj de opinie, care dintre voi ar fi interesați de un workshop la nivel de studiu efectiv pe care să îl și plătiți? Întrebarea vine pentru că putem să organizăm așa ceva și să aducem speaker, să știu eu, care să fie, dau un exemplu acum, Google AdWords Leader, Trainer și tot așa, și noi putem oferi în sensul ăsta. Și întrebarea e ca, aș fi curios să primesc pe e-mail câteva, da, aș fi interesat de așa ceva, aș avea 2-3 prieteni care ar fi interesați de așa ceva și cred că ar fi dispus să plătească o anumită sumă de. Aș fi foarte curios să primesc. Da, eu, ca și idee de, ca și idee de sondaj, suntem aici aproape 40-50 de oameni și e un research destul de interesant. Deci a fost cel mai lung slide din viața mea. Așteaptă un pic, îmi cer scuze, Tudor, chiar vreau să fac exercițiul ăsta. Ideea este că este o discuție extrem de importantă. Deci degeaba faci, pe principiu, degeaba realizezi o prestație de optimizare dacă n-ai unde să implementezi fizic. Din păcate, sunt foarte multe site-uri care au probleme. De genul nu poți să intri în conținut. Adică sunt niște lucruri de bun simț. Și repet și o să o zic la fiecare întâlnire, că este treaba furnizorului de servicii de website, de creare de site. Ok, clientul nu știe. Piața este în conformare. Nu, spune-o care e problema, dar, că e vorba cu clientul nu știe. Clientul se duce la ăla care îi face site-ul cu 100 de euro. Asta da, e exact, exact. Și un discuții cu oameni și da, dar... Experiențe de-astea rele, na, se pot întâmpla oriunde. Dai seama. Este extrem de importantă treaba asta, să legăm și de partea de site, pentru că fără ea nu se poate. Ok, hai să revenim la... Deci, mai e un punct, toată lumea știe... Deci, un pic, haideți să avem așa, încă o dată, ca să vă explic, să trecem mai departe în această prezentare. Deci, dacă chiar vrem să facem să avem un feedback, aș avea nevoie de feedback-ul vostru vis-a-vis de această propunere de training. Deci, întrebarea rămâne deschisă. Dacă există interes, cel puțin teoretic, dacă aveți prieteni în jurul vostru care considerați că ar fi... util pentru ei și necesar pentru ei, aș vrea să-mi trimiteți un e-mail la vino@lumeaseopp.ro și să-mi spuneți cam care ar fi costul pe care ați fi dispuși să-l plătiți sau cât ați vrea să investiți în a înțelege mai bine în forma unui seminar, workshop. Întrebarea e pusă pentru toți și este pusă tocmai pentru a face un studiu dintre voi care sunteți interesați clar, pentru că de asta sunteți aici. Care dintre voi ar fi dispuși să și plătească și cât dintre prietenii voștri pe care aveți, care sunt în jurul vostru, ar fi și dispuși să plătească? Asta este întrebarea. Mai avea o completare la treaba asta, pentru că consider că este extrem de important. Suntem în situația în care trebuie să ne gândim așa, cum spunea și Diana mai devreme, cât bani dau ulterior pentru implementarea optimizărilor. Și sunt două variante. Ori apelez la consultanță și dau bani mai puțin sau fac aceste workshop, cum ne-am gândit și noi la treaba asta, ori aștept să primească optimizările de la, să zicem, o companie cum suntem noi, profesioniste și după aceea să investească mii de euro, dar nu exagerez, mii de euro pentru dezvoltarea platformei. Deci nu e normal. Trebuie să ne gândim. Ok, eu ce vreau acolo? Să plătesc în continuu bani sau să am o prestație de SEO? De ce nu, întrebarea mea este, de ce nu pot să am, pur și simplu, un site
gândire, făcut bine de la început și eu după aceea să vin cu prestația de seamă și să o implementez ușor. Nu se poate. De ce? Nu știu. Deci asta încercăm. Ok, haideți să continuăm prezentarea. Îmi cer scuze că a fost această pauză. Eu cred că a fost constructivă și am stat, am... A fost constructiv. Ok. Nu, mie mi-ar plăcea lucrul ăsta să plece în consensul ăsta, în aici, de aici. Da. Și de ce? Pentru că dacă dintre cei care sunt aici nu au interes, nu manifestă interes, înseamnă că lupta ai pierdut oricum. Da, aș dori să adaug eu ceva la asta. Ok, sunt de acord cu tine. O să aplicăm și un chestionar. Haideți să continuăm. Referitor la această propunere a ta. Da. Personal aș fi foarte interesată, într-adevăr, e o idee excelentă. Dar, dacă în urma acestui workshop eu rămân cu ideea, da, ar trebui făcut ABCD, dar nu am nici cunoștințele necesare și nici trăbdarea, nici timpul să fac așa ceva. Dar nu trebuie să le faci tu, nu. Workshop-ul pe care îl propun ca și temă de gândire este nu pentru a te învăța pe tine ce să faci, ci a te învăța ce să ceri. Exact. Ce să ceri. Nu mai, gata. Nu mai pun nimeni nicio întrebare. Haideți să mergem. Bine. Eu, sincer, în calitate de specialist, părerea mea, în calitate de specialist, eu nu aș fi tentată să particip la un workshop despre asta, ci mai degrabă mi-ar plăcea să fiu... să particip la o cercetare, la un proiect prin care să fizic să analizăm care sunt efectele pe care acțiunea de SEO și diversele mici etape pe care le facem au asupra poziționării site-ului. Un studiu, o cercetare de genul acesta am făcut în intern. Este foarte interesant să vezi cum micile elemente pe care le aplici influențează poziționarea unui site. Da, la o asemenea cercetare și dispusă să particip. La un workshop deja este foarte multă, foarte multă informație pe internet. Putem să... Ok? Ok. Ok. Trecem mai departe. Trecem cam poze drăguțe și mai departe. și o altă situație cu care ne-am confruntat, toată lumea știe să facă SEO. Toată lumea își dă cu părerea. Eu am site-ul super, asta pot să fac și eu, pot să-mi scriu și eu site-ul în 50 de directoare, pot să-mi fac și eu un title acolo, pot să-mi fac și eu un conținut. Și noi aici ați văzut, care suntem specialiști, mai mult sau mai puțin, și noi avem păreri diferite despre cum se face. Dacă apelezi la un profesionist, înseamnă că tu nu ai fost în stare, cu cunoștințele pe care le ai, să ajungi să obții rezultate. Și mai bine rămâi pe specializarea ta care este și îi lași pe profesionist să-și facă meseria. Trec mai departe. Da, cred că prezentarea asta e scurtă, sincer, să fiu, că aveam câteva slide-uri. Am pus aici trei întrebări fundamentale pe care noi le adresăm clienților înaintea începerii prestației care nu include audit. Prima, aveți un master care se ocupă de site-ul dumneavoastră. Pentru că trebuie să știm dacă este cineva care poate să ocupe de elementele pe care noi le furnizăm, dacă poate să le introducă, dacă poate să facă modificările, dacă există persoana respectivă. Am avut clienți care nici măcar nu mai aveau accesele la site-uri, care nu mai știau unde sunt găzduite, adică este o întrebare de bază. Puteți înlătura factorii blocanți. Aici în ce sens? La ce m-am gândit? Dacă ai un site în flash, de exemplu, am avut clienți care făceau parte din mari corporații și cărora nu li se permitea să modifice site-ul, pentru că nu li se permitea. Erau site-uri dezvoltate pe România, compania mamă avea un site stabilit pe care nu vreau să-l modifice. Și atunci trebuie să știm dacă au posibilitatea să facă modificări pe site, dacă au un site în flash, dacă poate să-l modifice, să-l facă în HTML, dacă au nu știu ce pagini pe care poate să se facă modificări. Și asta este foarte important. Și
asta despre care am tot vorbit, site-ul este construit pe o platformă SEO, adică site-ul permite, sunt câmpurile care permit introducerea elementelor pe care noi le furnizăm. Sigur. Microfon. Microfon. Vorbește în microfon, ca să te aude și ce. Da. Cum pot să-mi dau seama dacă în momentul în care m-am pus să-mi angajez un webmaster, să-mi fac un site, că este sau nu este, îl face sau nu face pe platforma SEO? Păi... Ține da. De consultanță. Asta e despre asta este vorba. Ca asta, asta poți să-l dai. N-ai cum să-ți dai seama. Asta e, cred că, prima utilitate a consultanței. Asta, asta a fost semnalul de alarmă și asta a tot spus și colega mea. Trebuie, încă dinainte de crearea unui site, să știi că site-ul respectiv o să-ți permită, adică o să-ți permită poziționarea după. Dacă ai un site care l-ai creat prost de la început și care, pentru care trebuie să mai investești ulterior, că n-o să ai încotro dacă vrei rezultate, așa mai bine știi de la început. Asta se face cu persoana la care lucrezi. Trebuie să știi ce întrebări să-i pui. Din start, dacă îi pui întrebări legate de SEO, cred că este un plus. Cred că, că da. Sunt persoane care nu știu nimic despre asta și zic, vreau și eu un site. Și atunci, da. Îi se dă site-ul care probabil, nu știu, cu părerea despre design, despre alte ce lucruri. Ce vede? Adică ce, da. La ce ar putea avea cunoaștere, la de ce cunoaștere plus dacă știi da. Ce înseamnă SEO da. Și dacă știi să pui întrebarea celui cu care urmează să lucrezi, dacă există module care să permită implementarea sau tot ce ține de SEO. Nu înseamnă neapărat dacă ai un preț mai mare, pe de-o parte, dacă cumperi un site, zicem, 1000 de euro, că ești pe format SEO. Nu. Am întâlnit situații în care, ok, cum spuneam mai devreme, poți să mai iau, poți să iau cum de refer dacă costă 100, 200, 300. Am întâlnit situații în care, spre exemplu, chiar în domeniul imobiliar, în care se investise 1000 jumate, iar site-ul era execrabil. Deci, da. Deci, nu, nu neapărat. Face flash deodată. Nu, nu neapărat. Nu mai să fac flash. Nu mai, de ce? Dar... Tu advanced și avem făcut site-ul, l-a făcut tot în action script și flash da. Și toți și să indexează și e ok. Da, dar acolo tot... e chestia de link-uri, nu e... Dar și e spart o bucăție, e făcut în secțiuni. Sute de mii de link-uri. Măcar să întreb, domnule, îmi dai un site SEO? Mă refer full flash. Măcar de acolo să pornesc, că sunt unii care nici nu întreabă, nici inclusiv la noi, deci noi care avem mare, facem servicii SEO, când ne cer servicii de realizare, doar de realizare de site, eu nu am întâlnit până acum un client care să întrebe, ok, dar cum e cu SEO? Dai SEO? Cum noi? Pentru că nu există cultura. Nu, e vorba de costă. Da, asta am venit aici. De asta am făcut. Aveai foarte multe lucruri despre care puteam să vorbesc. Când îi comunic, vezi că știai un site prost, iar ce faceți voi? Hai să mai vedem întrebare. E aceeași întrebare ca mai devreme la celălalt serviciu al vostru. Cine cumpără serviciile astea? Pentru că când uitați povestiți, se vorbește de site-uri de 100-200 de euro, 1500 de euro. Se vorbește de oameni care își dau site-urile jos când pleacă în vacanță, bine, dar era tot ideea de glumă și... cine e clientul? Ce fel de companie vine la fel să zic că am nevoie de serviciile astea? Avem clienți și mici, și mijlocii, și mari. Ne adresăm tuturor celor și amărâtului de la colțul străzii care vrea un site. Avem și oferte care includ optimizarea și care sunt la un preț acceptabil. Cine adresăm acceptabil? Se personalizează, e greu de spus. Mai ține de euro. Nu, în primul rând, fac analiza concurenței, plus știu care este, dar nu asta e ideea. Ideea e că un site nu e cumpărat la pachet, la bulk. Nu e. Ca și mai devreme cum a fost o casă. Ah, adică... Hai să spun eu, îți dau eu un răspuns. Îți dau eu un răspuns. Deci, pentru un site de prezentare, de pachet, simplu, de prezentare,
cu SEO inclus, costul este de 895 de euro. Deci cu SEO inclus. Site de prezentare, ofertele variază, pe funcție de furnizori. Dacă vrei și... 890. Ofertele sunt personalizate. Nu foarte mult, că nu vreau să încep acum o chestie, să-mi fac anumite planuri și să mă trezesc la un moment dat că... Depinde ce vrei și la început ce vrei. Uite, de asta e bun auditul inițial, pentru că să-ți dea o idee pe termen lung de unde o să ajungă costurile. Da, degeaba și vii la 900 de euro. Cred că asta a fost toată ideea. Dar gândiți-vă și la o altă chestie, că avem cu SEO inclus, cum ai zis. SEO inclus acela înseamnă optimizarea site-ului. SEO înseamnă campania totală care se face după crearea site-ului și exact optimizarea site-ului din punct de vedere al SEO. Dar pe urmă există o, să spunem, campania adevărată de SEO, care aia te duce într-o nișă foarte concurențială pe primele locuri, în care faci campanii de PR care să-ți aducă link-uri, faci campanii de link baiting care iarăși să-ți aducă link-uri. Aia este, să spunem, serviciul care se oferă în Statele Unite pentru SEO. Dar nu costă 1000 chestia de optimizare de page, să spunem, e ceva standard, care e ca și web design-ul și într-adevăr se poate oferi exact site-ul SEO-friendly, ca să-i spunem așa. Dar campania de SEO, să spunem un site SEO-friendly în momentul în care îl lansați, da, bine, dacă e o nișă, să spunem, mai neconcurențială, aveți șanse să ajungeți în prima pagină. Dar într-o nișă foarte concurențială, degeaba e un site nou SEO-friendly, nu o să ajungi niciodată în primele locuri. Ele merg împreună. De asta zic că nu se poate nu vreau spune să un preț. Nu vreau să pentru că am înțeles foarte bine. Prețul este pentru site SEO friendly. Adică e optimizat perfect, cum ziceam mai înainte. Așa, e optimizat perfect din punctul de vedere al motoarelor de căutare și acel site nu o să vă penalizeze niciodată Google, să spunem, adică nu o să aveți niciun element de blocare al site-ului. Dar de la început până la genera un site, deci un site de prezentare nu vă duce nicăieri. Asta este ca și exemplu. Nu, nu vă duce nicăieri. Nu, trebuie să vă duce nicăieri. Site de prezentare o să aibă 70 pagini. În 10 pagini, eu nu. După 50. Hai să spun ceva. Am făcut un site de prezentare pentru... Nu vorbesc de excepție, dar spune nișa. Nu trebuie să spune. Nu e așa. Dacă faci pentru servicii de slăbit, nu, depinde ce vrei, dar nu, dar tu ai zis că cu un site de prezentare, nu ai putut, tu ai zis că cu un site de prezentare nu poți să ai rezultate. Ba da, depinde cu te adresezi, depinde cu care sunt concurenții tăi. În, să spunem, Franța, Anglia, hai să luăm Anglia, Statele Unite, serviciile de SEO profesioniste costă între 10 și 50.000 de dolari pe lună. Deci, din cauza și nu se referă la partea de optimizare a site-ului, se referă la partea de creșterea mai mult autorității și awareness-ului site-ului. Deci asta e, să spunem, campania de SEO adevărat, exact. Deci acelea sunt servicii. E o diferență între crearea site-ului, care într-adevăr se poate oferi într-un pachet și acolo poți să dai un preț. Poți să spună, da, uite, un site SEO-friendly. Asta am spus eu, dar depinde ce vrei de la un site. Dacă vrei un site complicat, nu poți să-ți dau un preț așa. Pentru că nu se poate. Uite, eu vreau de mâine să mă apuc să vând Viagra și spune și mie cât mă costă un site care să ajung pe prima pagină. Și o să zic, păi poate să te costă în jur de vreo 2 milioane de euro ca să ajungi acolo. Și o să zic, wow. Deci e o diferență foarte mare. Nu, dar nu te-ar minți. Tot, cel mai bine este să te informezi, cel mai bine este să stabilești... În jur de 50 de milioane de euro ca să ajungi pe Google un cont pentru credit card. Să stabilești obiectivele, în primul rând, cel mai important, și după să te informezi cum poți atinge aceste obiective, să faci o analiză și să alegi cea mai bună ofertă. Cam despre asta e vorba. Exact. Și ajung și la sfârșit. Aici sunt toate. Site-ul nostru, blogul nostru, adresa de mail, Twitter-ul, Facebook-ul, fiți cu ochii pe noi.
și vă mulțumesc la sfârșit. Vă mulțumesc!